Un cunoscut medic endocrinolog de la Institutul Parhon din capitală desfințează mitul potrivit căruia glanda tiroidă ar fi de vină pentru kilogramele în plus. Conform RomaniaTV.ro, dr. Cătălina Poiană a explicat că glanda tiroidă nu are nicio legătură cu kilogramele în plus. Mai mult, medicul endocrinolog spune că acest mit a avut consecințe în ceea ce privește terapia pacienților. Acesta este un mit pe care ne-am chinuit multă vreme să-l dărâmăm. Mai mult decât atât, acest mit a avut chiar consecințe în ceea ce privește terapia, pentru că a fost un mod în care dădeau hormonii tiroidieni ca să slăbești, ceea ce este o mare greșeală. Deci, practic, nu înseamnă că în cazul în care tiroida ta nu funcționează cum trebuie, trebuie neapărat să fii obez. Medicul spune că tot mai multe persoane suferă de această boală. Sunt boli care sunt la interferența dintre specialități. Un exemplu clar îl reprezintă obezitatea, care este o boală pe care o împart endocrinologii și diabetologii. Ați remarcat că am spus că este o boală. De anul trecut, Comisia Europeană a catalogat obezitatea ca fiind o boală cronică netransmisibilă. E nevoie de un management integrat la nivelul întregii societăți, cu abordare într-o echipă multidisciplinară. Cifrele sunt într-o creștere dramatică. Noile date de pe anul 2022 arată că inclusiv în România, numărul pacienților cu obezitate este în creștere, atât la adulți cât și la copii, cifre care ne obligă să intervenim în acest domeniu. Obezitatea este periculoasă prin comorbiditățile pe care le presupune. Nu mă refer doar la riscul apariției diabetului zaharat de tip 2, la patologia cardiovasculară, mă refer și la alte tipuri de patologie, cum ar fi cancerul. Trebuie să știți că riscul de cancer pe care obezitatea îl poate provoca este foarte mare, a mai spus specialistul, relatează RomaniaTV.ro.